Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Curtea de Argeș și-a sărbătorit astăzi hramul. Mii de pelerini veniți încă de aseară au avut ocazia de a se închina la moaștele Sfintei Mucenițe Filoftea, care au fost scoase în pridvorul paraclisului arhiepiscopal. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, în altarul de vară din fața catedralei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat rolul important al Maicii Domnului pentru mântuirea neamului omenesc. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu perim cei ce ne nădăjduim întru tine, ca tu să mântuiești sufletele noastre, vreau să zic că nu numai că ne deschide ușa, nu numai că ne ajută pe noi ca să nu perim, ci ne ajută să ne și mântuim prin rugăciunile ei către Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Iată lucrarea Maicii Domnului, lucrarea cea harnică duhovnicească, permanentă. Pentru că Maica Domnului, cum se spune într-o parte, într-o adormire lumea nu a părăsit. Maica Domnului n-a adormit și nu doarme. Nu se odihnește în viacul veacului, ci Maica Domnului într-o adormire lumea nu a părăsit. Ea este prezentă permanent pe pământ și în cer, este prezentă să apere frumusețea acestei lumi văzute și să ne ajute pe noi toți ca să ducem greul zilei. Piatra de temelie a actualei catedrale din Curtea de Argeș a fost pusă în anul 1512, biserica fiind sfințită în ziua de 15 august a anului 1517, când a primit primul hram. În anul 2009, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a dăruit bisericii cel de-al doilea hram închinat ctitorului ei, Sfântul Neagoie Basarab.